Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am găsit. Eu sunt Viorel Pahomi. Continuăm dezbaterile electorale la Realitatea TV, dezbateri care sunt organizate în conformitate cu regulamentul privind reflectarea campaniei electorale aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale din 6 septembrie 2016. Structura emisiunii de dezbateri este următoarea. Pentru început, fiecare dintre candidați va avea la dispoziție câte 2 minute pentru a-și prezenta programul electoral și pentru a vă explica de ce anume el sau ea merită votul dumneavoastră în 30 octombrie. După asta voi acorda întrebări și voi aștepta un răspuns la aceste întrebări în limita a 2 minute. Această limită nu poate fi depășită, dar nici timpul nefolosit în cazul unui răspuns mai scurt nu va putea fi recuperat. În al treilea segment al emisiunii noastre de dezbateri, candidații vor avea ocazia să-și adreseze întrebări unii altora. Întrebarea nu va depăși limita de 30 de secunde, iar răspunsul limita de 1 minut. La final vom acorda candidaților și câte 1 minut pentru concluzii. Astea fiind spuse, dați-mi voie să vă prezint candidații de astăzi. Este vorba despre candidatul independent Silvia Radu. Bună seara, doamna Radu! Bună seara! Este vorba despre Bogdan Țârdea, care este reprezentantul candidatului PSRM Igor Dodon. Bună seara, domnule Țârdea. De asemenea, am așteptat în studio și pe doamna Maia Laguta, candidat independent. Dumneaei a confirmat că vine la această dezbatere. Până una alta nu este prezentă. Dacă în timpul emisiunii dumneaei va veni, vom încerca să-i oferim locul și să-i dăm timpul de emisie care i-a mai rămas la dispoziție. Vreau să reamintesc candidaților noștri că dezbaterele nu sunt tocmai o chestie facultativă și ar fi foarte drăguț dacă s-ar prezenta și ar răspunde la întrebările oamenilor, ca să-i mai vedem și noi la ochi măcar o dată în 4 ani. Bun, stimați candidați, vă rog să vă respectați reciproc și să-i respectați și pe telespectatorii noștri. Doamna Silvia Radu, vă rog să le spuneți oamenilor de ce trebuie să vă voteze pe dumneavoastră pe 30 octombrie. Stimați telespectatori, bună seara! Mă bucur foarte mult că am ocazia să vă vorbesc astăzi. Astăzi, când avem posibilitatea în sfârșit să alegem un candidat la președinția Republicii Moldova, noi cetățenii Republicii, ar fi o șansă pentru țara noastră să-și aleagă un președinte care cu adevărat să reprezinte întreg poporul. Sunt convinsă că un președinte independent și doar unul independent, care nu va reprezenta niciun partid, niciun grup de interes, ci va reprezenta întreaga țară și cea de pe dreapta Nistrului și cea de pe stânga Nistrului și oamenii care vorbesc o limbă sau alta sau reprezintă o națiune sau alta pe teritoriul Republicii Moldova, trebuie să aibă vocea sa, să fie auzită și să fie transpusă de către președintele Republicii Moldova. Președintele poporului trebuie să fie o persoană onestă și integră, cu o viziune clară asupra dezvoltării Republicii Moldova de mai departe. Eu voi fi garantul principiului constituțional, conform căruia unicul suveran al Republicii Moldova trebuie să fie poporul țării noastre. Statul trebuie să-și respecte cetățenii săi, nu doar cetățenii să lucreze în favoarea statului. Voi pleda pentru ca instituțiile statului să fie conduse de persoane competente, integre și independente de interesele partidelor. A sosit momentul când trebuie să inversăm această situație, când reprezentanți ai partidelor reprezintă doar interesele unui partid sau altul sau unui grup de interes. Voi crea în calitate de președinte un Consiliu Suprem Civic pentru rezolvarea problemelor sociale și voi crea la fel un Consiliu Suprem Economic pentru rezolvarea problemelor economice din țară. Sunt convinsă că fără soluționarea problemei economice nu vom fi capabili să creăm noi locuri de muncă și bunăstare pentru cetățenii noștri. Vă mulțumesc, Silvia Radu. Bogdan Țârdea, reprezentantul candidatului Igor Dodon. Vă rog. Stimați concetățeni, eu reprezint pe Igor Dodon, care este candidatul poporului. Este astăzi favoritul campaniei electorale, deci având cea mai mare șansă de victorie chiar în primul tur. Acest lucru se explică foarte simplu. Anume, Igor Dodon este unul din puținii candidați care pledează clar și foarte dur pentru suveranitatea și independența Republicii Moldova, așa cum și-o doresc peste 80% din cetățenii acestei țări. Anume, Igor Dodon pledează pentru neutralitatea acestui stat, așa cum, conform tuturor sondajelor, pledează 70% din populație. Igor Dodon este pentru consolidarea valorilor ortodoxiei și a familiei tradiționale, așa cum se declară
declară 90%, 93% populației ai Republicii Moldova. Se declară ortodoxi. Mai mult decât atât, Igor Dodon este acel care pledează pentru identitatea moldovenească și pentru valorile noastre moldovenești. Igor Dodon este acel care pledează pentru consolidarea și fortificarea relației cu Federația Rusă și deschiderea peților de desfacere cu acest stat și partener strategic, așa cum este indicat în acordul de colaborare și parteneriat cu acest stat din 2001 și așa cum și-o doresc cel puțin 65% din populația acestui stat. Igor Dodon este acel care pledează pentru alegeri anticipate, așa cum și-o doresc cel puțin 80% din populație. Igor Dodon deci este acel care a luptat ani de zile cu acest sistem mafiot, corupt și oligarhic și a fost acel care a dus la căderea, demisia forțată a trei guverne oligarhice. Mai mult decât atât, anume Igor Dodon a fost acela care pe timpul guvernării sale, deci Republica Moldova a registrat cele mai mari progresii economice, doar o singură cifră. În 2008, deci în jur de 800 de milioane dolari, deci aproape de 1 miliard, investiții externe directe au fost aduse în economia țării. Așa ceva, așa precedent n-a mai existat. Astăzi e 200 de milioane. Altfel spus, dacă Dodon a adus 1 miliard, ăștia au furat 1 miliard. Votați Igor Dodon. Vă mulțumesc, domnule Țârdea. Haideți să vă întreb câte ceva. Doamna Radu, ce poziție aveți dumneavoastră față de acordul de asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, viteza cu care acesta este implementat și cum aveți de gând dumneavoastră să contribuiți la implementarea reformelor și la întărirea relațiilor cu Uniunea Europeană din funcția de președinte? Concret, vă rog. Eu cred că acordul de asociere cu Uniunea Europeană este un acord foarte util pentru Republica Moldova, din motivul că acest acord oferă posibilități enorme în ceea ce ține schimbul comercial între Republica Moldova și o piață destul de mare care este Uniunea Europeană. Mai mult ca atât, acest acord ne oferă nouă ca țară o posibilitate de a adapta standardele și cadrul regulatoriu care există la noi în țară la nivelul european și la nivelul internațional. Mai mult ca atât, aplicarea legislației sau standardelor europene ne va permite nouă ca țară să exportăm bunurile noastre nu doar în Uniunea Europeană, ci să avem posibilitate, ridicând calitatea la aceste standarde, să le exportăm în toate țările lumii, nu doar pe o piață sau alta. De aceea, eu, în calitate de președinte, voi susține acest acord. Consider că este un acord care, din păcate, până astăzi a fost mai mult unul pe hârtie, mai mult unul care a fost declarativ. S-a încercat să se îndeplinească doar la nivel de adoptarea legislației fără a desfășura această legislație la nivel secundar pentru a fi aplicată cu adevărat, pentru a ajuta cetățenii și producătorii din Republica Moldova să exporte cât mai mult în Uniunea Europeană. Cred că președintele aici are un cuvânt de spus, are mult de lucru și multe activități pentru a-l întreprinde în acest sens și sunt absolut convinsă că acest acord ne oferă nouă ca țară posibilitatea să ne dezvoltăm economic conform cerințelor internaționale. Ca președinte, reiterez faptul că suntem obligați să ne ținem de cuvânt atunci când semnăm un acord internațional, de aceea trebuie să-l implementăm după cum ne-am pus semnătura pe el. Vă mulțumesc. Domnule Țârdea, Igor Dodon, ce crede despre acordul de asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană și cum are de gând el să contribuie la implementarea reformelor stipulate în acest acord? E foarte simplu, deci evident că acorduri de asociere au fost semnate mai cu toți vecinii Uniunii Europene. Deci nu este un merit al acestei guvernări mafiote. Repet de mii de ori și am să mai repet încă o dată. Deci și Iordania monarhică, și Egiptul wahhabist, și așa zisele Alger și Tunis, state semifeudale, chiar Columbia mafiotă și ei n-au putut scăpa. Nici acești stati nu au putut scăpa de asemenea acorduri de asociere. Partea proastă nu e însuși acordul, fiindcă sunt acorduri cadru care, în funcție de situații, conțin un anumit set de standarde, de rigori, de cerințe, etc. Problema e faptul cum el s-a negociat, cum el s-a implementat și cum, ce clauze au fost introduse în acest acord. Noi suntem ferm convinși că actuala guvernare, deci, au săvârșit un act de trădare națională din mai multe considerente. În primul rând,
Deci nu s-au consultat cu cetățenii, cu business-ul, cu sindicatele, cu societatea civilă atunci când l-au semnat. Doi, la mână. Deci nu a fost făcut produs un referendum. Trei, ei nu au apărat producătorul autohton. Deci nu s-a negociat la rece. Sunt sigur că ei nici nu au citit măcar acest acord pentru a-l discuta la detaliu. Deci ei nu au apărat interesul național și interesul nostru economic. Asta e al treilea moment foarte important. Al patrulea, în acest acord, spre deosebire de alte acorduri ale altor state, Polonia, România sau cine vreți, nu se prevede, nu există nicio clauză care ar prevedea perspectiva de aderare la UE. Atunci când se spune că noi de grabă vom obține statutul de candidat, este o aberație și o minciună gogonată și foarte impertinentă. Asta e unul. Doi la mână. În acest acord nu se prevede investiții de miliarde în infrastructura economică, așa cum era în cazul Poloniei sau în cazul altor state care și-au negociat aceste investiții. Ori fără investiții, așa cum o spun mai multe centre de analiză, inclusiv Expert Group, acest acord nu are sens. Nu are sens. El e orientat contra economiei. Am înțeles. Următoarea întrebare vă adresez tot dumneavoastră. Știe toată lumea că corupția este cea mai mare piedică în calea dezvoltării Republicii Moldova. Până acum, și în campaniile electorale, dar nu doar, mulți au promis că vor lupta cu corupția, însă nimeni nu a făcut-o foarte eficient până în ziua de astăzi, pentru că vedem la ce nivel este corupția în această țară. Ziceți-ne, vă rog, având în vedere că președintele are totuși atribuții limitate, ce are de gând să facă Igor Dodon și în ce fel promisiunile făcute de el sunt diferite de promisiunile făcute de alți politicieni 25 de ani la rând? Desigur, cum spunea cândva un candidat, programul tău e bun, de eu știu cine ești tu. Așa și aici cu aceste promisiuni. Exact. Desigur că noi considerăm că cea mai mare flagel al secolului, dacă vreți, de 25 de ani de existență acestui stat, a fost furtul acestui miliard, când s-a furat a șaptea parte din PIB sau mai mult de o doime din bugetul țării, cu implicarea, ce e cel mai grav, a liderilor actualii alianțe pentru integrare europeană sau cum s-ar mai numi ea acolo. Deci, din perspectiva prerogativelor care le are președintele, va fi creată o comisie de investigație a furtului miliardului, cu invitarea unor structuri internaționale, gen Interpol, OLAF și alte structuri care ar fi valide, care ar avea, deci, toate prerogativele pentru a ne ajuta cu asistență tehnică, asistență logistică și de alt gen, pentru a demara un proces de investigație internațional, repet, care ar oferi posibilitatea, pe de o parte, de a-i încarcera pe indivizii care au fost implicați, ori mulți din ei sunt cunoscuți deja opiniei publice, pe de altă parte, ce e mai important, întoarcerea acestui miliard, returnarea, deci, acestor sume care sunt foarte importante. Ce folos că acum sunt arestați unul, al doilea, al treilea, iar banii nu se întorc. Deci, asta e important. Opriți cronometrul domnului Țerdea un pic. Domnule Țerdea, eu totuși vreau să vă rog să concretizați. Întoarcerea miliardului, dacă se va întâmpla, este o chestie minunată și fenomenală. Păi asta este, dar asta nu rezolvă problema corupției în țară. Mai aveți 45 de secunde. Ziceți-ne, vă rog, cum are de gând Igor Dodon să scape de corupție? Adică deci cum vrea să contribuie la această luptă din funcția de președinte? Noi am considerat că asta este unul din cei mai importanti pași și va fi unul din primii pași în primii 100 de zile. Asta e unul. Într-al doilea rând, deci, președintele are prerogative de a numi judecătorii la nivelurile inferioare. Deci, prin curățirea, prin purificarea acestui sistem judecătoresc, noi considerăm și suntem siguri că vom putea purifica sistemul și accelera, dacă vreți, stimula combaterea corupției. Mai mult decât atât, într-o perspectivă apropiată, sperăm, deci, că președintele, cel puțin conform noi legii spre procuratură, va putea numi, odată cu modificarea Constituției, procurorul general. E un moment foarte important, deci un procuror integru ar putea începe sanarea acestui sistem politic și judecătoresc corupt. Am înțeles. Doamna Silveradu, aceeași întrebare. Bine, dumneavoastră nu ați fost până acum, nu ați participat în campanie electorală și nu ați promis încă oamenilor că o să scăpați de corupție. Dacă promiteți, o faceți acum pentru prima oară. Ziceți-ne cum aveți de gând să faceți treaba asta, cum aveți de gând să vă angajați în această luptă din funcția de președinte și ziceți-ne de ce oamenii ar trebui să vă creadă. Prin ce promisiunea dumneavoastră este diferită de promisiunea tuturor restului politicienilor?
Eu am spus că acum avem ocazie să ne alegem un președinte integru și corect. Prin faptul că că președintele Republicii Moldova va fi independent și integru, va fi un exemplu de urmat pentru tot restul reprezentanții statului, fiindcă, din păcate, astăzi avem situația când cei care sunt în funcții publice reprezintă interesele unor partide doar și reprezintă interesele partidului care a numit această persoană în funcție de stat. De aici pornește tot flagelul corupției, când cei care sunt obligați prin lege și prin definiția însăși angajatului public, el trebuie să lucreze în favoarea cetățenilor, nu în favoarea personală sau partidului său. Avem situația când toate funcțiile de stat sunt uzurpate, când funcțiile de stat de persoane care dețin au uzurpat puterea și nu și execută funcțiile care trebuie să le aibă. Eu aș pune corupția, aș defini-o în două categorii. Avem corupția judiciară, care este bine cunoscută și sper că președintele, prin numirea procurorului și judecătorilor, să reușească să schimbe această situație din sectorul judiciar, dar mai avem și corupția de stat, guvernamentală sau de partide, cum vreți să o numiți, care este mult mai gravă și ea se bazează pe așa numită corupție interpretativă, când avem legi care nu sunt clare și fiecare le interpretează în felul său. Aici, ca președinte, am dreptul la inițiativă legislativă pentru simplificarea să facem regulă în legislația care există și dă loc interpretărilor atât fiscale cât și de oricare alt gen, cum ar fi, spre exemplu, gosturile din timpul sovietic și multe alte lucruri care trebuie revăzute pentru a nu permite acestui flagel să meargă mai departe. Am înțeles. Următoarea întrebare, doamna Radu. Cum am zis mai devreme și știm cu toții, președintele Republica Moldova are totuși atribuții limitate. Nu ar fi că nu le are deloc, are el destule, dar sunt limitate. Asta înseamnă că președintele nu poate face schimbări foarte mari de unul singur. Trebuie să fie ajutat și trebuie să conlucreze cu anumite instituții ale statului sau cel puțin cu anumiți demnitari de stat. Care sunt instituțiile în care veți avea încredere dumneavoastră? Care sunt instituțiile cu care aveți de gând să conlucrați? Ce relație aveți de gând să stabiliți cu actualul Parlament și actualul Guvern, cel puțin pentru următorii 2 ani, în cazul în care nu vom avea anticipate, cu CNA-ul și Procuratura și așa mai departe? Țin să menționez că, deși domnul Țărdea are dreptate, președintele numește judecătorii, dacă Curtea Supremă de Consiliul Superior al Magistraturii, hotărăște că judecătorul ăsta va merge în funcție, el totuși va merge. Cu cine aveți de gând să conlucrați? Cu cine aveți de gând să vă uniți în echipă dintre demnitarii de stat ca să obțineți lucrurile de care ne-ați vorbit până acum? Eu cred că în funcția sa, președintele astăzi, așa cum ea este definită prin Constituție, trebuie să conlucreze cu organele de stat. Problema este că organele de stat existente astăzi, Guvernul și Parlamentul Republicii Moldova, din păcate reprezintă interesele doar a partidelor. Dar eu sunt convinsă că atunci când vom avea un președinte independent care va putea spune cu voce tare care sunt interesele fiecărui cetățean de Republica Moldova, și eu ca președinte voi crea două consilii, un consiliu va fi dedicat problemelor economice, Consiliul Suprem al Economiei Economic pe lângă președintele Republicii și Consiliul Suprem Civic pe lângă sau Social pe lângă președintele Republicii, unde la masă vor sta atât cetățenii Republicii Moldova și reprezentanții lor prin organizațiile corespunzătoare, cât și Guvernul și Parlamentul, care trebuie să ia decizii și să aplice acele schimbări legislative necesare pentru soluționarea problemelor atât economice cât și sociale. Sunt convinsă că acest lucru va fi posibil. Nu va fi ușor. Din păcate, nu am mare încredere, după cum ați spus dumneavoastră, nu cred că astăzi putem avea încredere în reprezentanții partidelor care sunt la putere, dar considerând faptul că este necesar de a porni acest car din loc, cred că președintele poate fi acea forță motrică care va ajuta coeziunea între interesele poporului și schimbarea atitudinii celor care se află la putere pentru a se satisface conform legislației că ei sunt obligați să lucreze pentru interesele poporului. Și președintele
Președintele trebuie să aibă grijă ca aceste instituții de stat, care sunt reprezentate de partide, să lucreze în favoarea cetățenilor săi. Și eu, prin asta, îmi văd funcția mea de președinte, ca să fac în sfârșit această legătură între cetățeni care sunt aruncați în afara mișcărilor sociale și cei care stau la putere și nu fac nimic pentru ei. Mulțumesc. Domnule Țăr, de aceeași întrebare, domnul Igor Dodon știe mai bine decât noi cum, din cine este alcătuit acest parlament și acest guvern, și totodată fără acest parlament și fără acest guvern, un președinte nu poate să facă foarte mare lucru. De un anumit nivel de conlucrare este nevoie, de o anumită relație este nevoie și bun, dacă vorbim de orice alt fel de schimbare sau de un eventual război, fie el și politic, cu acest parlament sau guvern, este nevoie de conlucrare cu CNA-ul, cu procuratura, cu sistemul judecătoresc și așa mai departe. Care sunt instituțiile în care Igor Dodon are încredere sau care sunt oamenii în care Igor Dodon are încredere și cu care o să facă echipă ca să lupte cu problemele? Știți, e o întrebare destul de complicată, fiindcă dacă ne uităm la toate sondajele, încrederea în instituțiile statului, în toate practic, e cea mai mică din cei 25 ani de existență a Moldovei. E doar 6%. Deci 90% populației nu au încredere absolut nici într-o instituție. Cam nu înțeleg în ce instituție ar avea încredere domnul Dodon în asemenea situație. Atunci când vorbim deci despre parteneriat între anumite ramuri ale puterii, aici se primește că președintele trebuie să facă parteneriat cu Finul lui Plahotniuc, da, pe de o parte, și care e speaker, și cu business partnerul Plahotniuc, care e prim-ministru. Ori mie îmi pare că lucrurile astea sunt destul de complicate la acest moment. Desigur că președintele poate conlucra cu Consiliul Superior al Magistraturii, în ceea ce ați spus, ați făcut aluzie foarte corectă, de altfel, în promovarea anumitor judecători. Pe de altă parte, deci, se poate de conlucrat cu Consiliul Superior al Procurorilor pentru a sana Procuratura Generală. Din cap-coadă, nu doar procurorul general. Noi ne axăm mult pe procuror. În aceste două consilii sunt oameni în care Igor Dodon are încredere, măcar câte unul în fiecare. Eu cred că ar putea exista, fiindcă eu, de exemplu, cunosc, cel puțin personal cunosc vreo câțiva judecători care îmi par mie verticali și foarte onești. Nu pot fi toți oamenii, mă înțelegeți, să numim pe toți judecătorii corupți, toți procurorii corupți, hai, toți pedagogii să numim corupți, toți medici, numai noi suntem corecți și onești și pufoși și mai nu știu cum. Deci, cel puțin cu aceste două instituții. Totodată, cu fracțiunea parlamentară ar putea colabora, dar principalul mecanism, eu cred că totuși este poporul. Principalul factor care trebuie de colaborat este poporul. Sunt adresările parlamentare, directe, adresările la națiune. Iată vrem să reformăm sistemul judecătoresc. Ei nu vor. Iată vrem ce? Ei nu vor. Iată vrem să curățim sistemul nu știu care acolo. Bancar. Ei nu vor. Oameni buni, ajutați-mă. Ajutați-mă. Asta ar fi unul din mecanismele. Dacă nu, nu și nu, atunci alegeri anticipate. Trebuie de creat contextele pentru a dizolva parlamentul. Ce să chinui? Am înțeles. Interesant. Și pe ei și pe tine. Vă mulțumesc, domnule Țârdea. Doamna Radu, acum o să vă dau ocazia să-l întrebați pe domnul Țârdea, să-i dați două întrebări. Alegeți dumneavoastră dacă vreți să le dați pe ambele odată. Sau dacă nu vreți deloc. Sau nu, deloc n-ar fi bine. Domnule Țârdea, dacă doamna Radu o să vă dea o întrebare, aveți un minut să răspundeți la ea. Dacă o să vă dea două, aveți două minute. Facem un schimb de întrebări, cred. Așa mai bine va fi. Da. Deci, prima întrebare a mea este, dumneavoastră ați menționat că acest acord de asociere semnat de Republica Moldova și Uniunea Europeană este contra economiei țării. Da. Puteți să-mi explicați, credeți că aplicarea standardelor internaționale la calitatea produselor din Republica Moldova ar putea fi contra economiei țării noastre? Da, e bună întrebare. Nu e problema de standarde internaționale. Eu sunt de acord că acești standarde europene sunt într-un fel sau altul, sunt și internaționale și sunt, pe de o parte, deci un factor de modernizare a economiei. Pe de altă parte, totuși, eu am accentuat un alt moment. Eu am accentuat faptul că nu s-au negociat anumite cote, nu s-au negociat anumite poziții, nu s-au negociat anumite standarde pentru economia Republicii Moldova și anumite mecanisme protecționiste. Eu vă dau doar câteva exemple. Iată cum noi ne explicăm acel fapt. Cum noi ne explicăm acel fapt? Că în 2016, de exemplu, 2014, 2015, 2016, s-a produs o criză economică fără precedent.
Anume, după semnarea acestui acord s-a produs această criză. Haideți să vedem. Exporturile s-au prăbușit 14,35%, importurile 13,38%, investițiile externe directe doar în acest an au căzut de 3 ori, transferul gastarbeiterilor au scăzut cu 30%. Mai mult decât atât, exporturile spre UE au scăzut cu 17% spre Uniunea Europeană. Păi despre ce noi vorbim? Pardon, a doua întrebare, doamnă Radu. Nu, eu cred că ar fi mai bine să facem o schimb de întrebări. Ok, dacă domnule Țărnea, vă rog, nicio problemă. Eu vă dau o întrebare așa mai ansobifurtez într-un fel. Spuneți-mi, vă rog, iată, cum credeți, care din personajele politice sau instituțiile politice, dacă vreți, este, se face de vină în dispariția acestui miliard, în furtul miliardului, hai mai primitiv. Deci personaje politice sau instituții politice? Eu cred că aici, la furtul miliardului, sunt mai multe, sunt foarte multe de spus. Eu cred că un minut este foarte puțin. Sunt sigură că, din păcate, instituțiile statului au fost folosite, după cum am menționat, în interesul partidelor politice și a grupurilor de interes a unor persoane. Din păcate, nu am avut suficiente persoane integre în acest, nicio persoană integră care să se ridice și să strige în gura mare despre acest furt a miliardului. Toți au semnat, au tăcut și numai după ce a explodat sistemul bancar, toți au început să devină eroi a doua zi și, din păcate, noi, cetățenii Republicii Moldova, trebuie să ne asumăm incompetența și hoția celor care au reprezentat prin partide această putere de stat. Sunt sigură că responsabilitatea o poartă și guvernul, și președinția țării, și Parlamentul Republicii Moldova, fiindcă ei toți au fost conștienți de această problemă. Mulțumesc. Următoarea întrebare, doamna Radu. Dumneavoastră ați vorbit că acest acord de asociere este împotriva economiei, că nu este, că ați menționat, chiar acum ați menționat că, din păcate, așa cum spuneți dumneavoastră, după semnarea lui, noi am redus exporturile și am intrat într-o criză economică. Correct. Eu personal nu cred că datorită acestui acord am intrat în criză, dar asta este altă întrebare. Întrebarea mea este, dumneavoastră ați menționat că în acest acord nu este înscrisă perspectiva de aderare a Uniunii Europene către Uniunea Europeană din partea a Republicii Moldova către Uniunea Europeană. Cum ar fi atunci când dumneavoastră ziceți că acolo mai nu aderăm, dar din altă parte sunteți împotrivă. Nu înțeleg de ce spuneți că lipsește această categorie de neaderare, dar în același timp... Eu înțeleg la ce vă referiți. Problema nu e în asta, în aderarea sau neaderarea la UE. Problema e în altceva. Problema că acest acord trebuia să privadă niște mecanisme clare de apărare sau de protejare a producătorilor autohton. Spuneți-mi, vă rog, iată, nouă ni s-au introdus, noi ne-am eliberat acum de taxele vamale, practic, adică mărfurile europene și turcești, apropo, și turcești. Nu vor trebui să plătească această taxă vamală și respectiv, iată, datorită acestui fapt, noi acum ne-am înăbușit propriul producător. Eu vă dau doar câteva cifre. Noi anul acesta am exportat în Uniunea Europeană, deci 55 de tone de mere, și am importat 1500 de tone de mere. Deci, de 30 de ori am importat mai mult din UE mere, repet, mere, nu tehnologii, mere, pe care noi și așa le producem, decât am exportat. Mai mult decât atât, uitați-vă, noi în CSI exportăm 99% din mere, 100% din prune, 100% din abricoși. Și ce exportăm noi în UE? Asta e problema cu acest acord. Nu ne dă niciun fel de avantaj economic. Ultima întrebare, domnule Țărnea, vă rog. Spuneți-vă rog, dumneavoastră iată din acest parlament, în afară de PSRM, evident, deci ne excludem pe noi, cu care forțe politice sau partide politice din actuala majoritate parlamentară sau din actualul parlament ați fi în stare să colaborați? Și dacă îmi permiteți, de ce? Da, și de ce? Eu nu reprezint niciun partid și nici nu am intenția să reprezint niciun partid în calitate de președinte a Republicii Moldova. Am intenția să reprezint interesele poporului Republicii Moldova și doar interesele naționale a țării noastre. De aceea eu cred că a venit timpul ca noi să ne unim toți forțele, toți cei care se află în Parlament și toți cei care se află în guvern și toți cei care dețin această putere în această țară, ca să încercăm să reformăm această țară, ca să oprim această
acel exod extraordinar care îl avem de persoane care pleacă în fiecare zi din Republica Moldova. Și eu sunt sigură că noi, cetățenii țării, merităm acest lucru și cred că ar fi cazul ca cei care dețin puterea să se gândească în sfârșit că dacă nu își vor schimba atitudinea față de țară, poporul va schimba atitudinea față de ei. Deci vă rog foarte mult, cetățenii Republicii și cei care se află la putere, ar fi cazul să ne unim puterile pentru a schimba Republica Moldova. Eu cred că cetățenii și-au schimbat de mult atitudinea față de această guvernare, pur și simplu această guvernare nu vrea să accepte treaba asta. Bun, haideți să vă oferim și minutul de final pentru concluzii sau pentru ce vreți voi de fapt. O să încep cu dumneavoastră, domnule Țârdea, reprezentantul candidatului PSRM, Igor Dodon. Vă rog. Dragi compatrioți, Republica Moldova se află într-o criză fără precedent. Nu e vorba doar de criză economică, nu e vorba doar de lipsa locurilor de muncă, nu e vorba doar de faptul că 35.000 de tineri anual fug din această țară, fug din această mafie. E vorba de faptul că Republica Moldova, datorită acestei guvernări, nu mai are viitor. Copiii noștri nu mai au viitor. Nimeni din noi astăzi nu mai are încredere în ziua de mâine. Noi ne culcăm cu frica că nu vom avea locuri de muncă, că nu vom fi în stare să ne hrănim ca familiile, că nu vom fi în stare să ne dăm copiii la școală, fiindcă școlile se închid, că nu vom fi în stare să ne tratăm, fiindcă polisul medical se scumpește, că nu vom fi în stare să avem un viitor mai bun. Eu vă chem pe dumneavoastră să vă mobilizați. Eu vă chem pe dumneavoastră să credeți că nu este speranța mai există, că mai există un viitor și că această țară are viitor și dumneavoastră aveți viitor. Și acest viitor va fi grație lui Igor Dodon, pe care vă chem să-l votăm toți împreună la aceste alegeri. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Țârdea, doamna Silvia Radu, candidat independent. Stimați concetățeni, cred că noi toți deja am obosit să fim împărțiți între cei de stânga și cei de dreapta. Noi am obosit să fim împărțiți pe cei care vorbesc o limbă sau altă. Suntem obosiți să fim împărțiți pe națiuni care reprezintă toți cetățenii din Republica Moldova. Cred că a sosit momentul când noi toți trebuie să alegem un președinte care să reprezinte întreaga țară, nu doar o axă geopolitică sau alta. A venit momentul când noi trebuie să ne unim forțele pentru ca să consolidăm societatea noastră, să mișcăm această societate spre o dezvoltare. Eu vă îndemn ca să votați un președinte independent și integru care va ajuta țara noastră să meargă mai departe spre o dezvoltare mai prosperă, astfel încât noi împreună cu copiii noștri să avem un viitor și atunci când vom ieși la pensie să avem o pensie decentă și să ne bucurăm și să ne mândrim cu țara în care trăim. Vă mulțumesc, doamna Radu. Atât a fost să fie pentru azi, doamnelor și domnilor. Vă reamintesc că i-ați ascultat pe candidatul independent Silvia Radu și pe Bogdan Țârdea, care este reprezentantul candidatului Partidului Socialiștilor, domnul Igor Dodon. Vă mulțumesc, domnule Țârdea și doamnă Radu, pentru prezența la aceste dezbateri. Multă baftă mai departe în campania electorală. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, atât a fost să fie pentru azi. Mâine nu ne vedem, că e fotbal, dar ne vedem și vineri la aceeași oră, adică 20:00, la o nouă rundă de dezbateri. Eu sunt Viorel Pahomi. Noapte bună!